telecomanda. De ce? Ca să văd și eu ce mai e la TV. Păi asta fac eu acum, îți arăt tot ce e la TV. Hai, dă-mi să butonez și eu. Tu nu ai voie. Exact, asta îmi spun și părinții acasă, că n-am voie cu telecomanda. Cum? Nu te lasă să umbli cu telecomanda? Nu, pentru că ei se ceartă tot timpul pe telecomandă, iar că nu se ceartă ei, se ceartă frații mei mai mari, iar eu nu am voie să mă ating de ea. Aici ar trebui cu toții să facem ce nu putem face acasă. Poftim! Toată lumea să umble cu obiecte interzise acasă. Wow! Aragazul pe mine! Nu mă lasă-i mai să umblu la aragaz. Și nici pe mine. Și nu mă lasă și măcar să gătesc ceva. Iar pe mine nu mă lasă să pun mâna pe cuțite. Și nu înțeleg de ce că sunt atent. Auci! Ai tăi au dreptate, dar ai mei nu. Eu propun să gătim ceva la cuptor. Un cozonac? Și la sfârșit îl tăiem felii. Nu, nu, îl tăiem noi. Dar de ce nu m-a lăsat? Nu te lăsăm pentru că ținem la degetele tale. Și după aia nu mai poți cânta la pian. Și nici să te scobești în nas. Atunci m-a lăsat să-l tai cu farfeca? Cozonacul nu se taie cu o farfec. Sau o pânză de tafraj. Poate te lăsăm să-l tai cu o gută de pescuit. Cu cuveta. Nu curge, avem nevoie de un... Meșter, aveți noroc că eram prin preajmă. Dar tu nu ești instalator. Sunt mai mult decât instalator. Sunt meșter, adică mă pricep la reparat orice. Sună ca o reclamă mincinoasă. Voi nu vedeți ce sculeam? Taică-miu, nu mă lasă niciodată să umblu cu trusa lui de scule. Dar eu mă pricep la reparat. Stați numai o clipă să vă demonstrez. De ce nu m-ai așteptat și pe mine? Psst, hai că discutăm dincolo. Adică, m-ai pus să opresc apa de la subsol ca să ne prefacem că știm să o reparăm și nu m-ai așteptat și pe mine? Tu nu știi să-ți ții gura. Ca să devii tu marele meșter? Sunt mai meșter decât tine. Tu poți să fii ucenicul meu. Și de ce să nu fii tu ucenicul meu? Meșter e cel care are scule serioase. Nu vezi ce scule am eu? Hai să fim o echipă egală. Eu mă apuc să repar ușa de la dulăpior. Dar ce are ușa de la dulăpior? N-are nimic, dar știu eu că pot să o fac mai bună. Știu ce zici. După aia repară măsuța asta, biblioteca și prizele. Voi sunteți meșteri sticlari? De ce te gândi la curiozitatea? Vroiam să vă spun că nu sunteți transparenți. Ne uitam și noi la TV dacă nu vă încurcăm. Ce amuzantă simpatică! Eu zic să începem reparațiile cu televizorul. N-are nimic televizorul, lăsați-l în pace. No! Mie mi se pare imaginea neclară și ceva purici. Bun, vă plătesc în avans. Să nu vă atingeți de televizor. Așa, patroane. Ne-am făcut să fie mai departe. De cine ai adus aici? Ca să vă arăt astea. Dar acesta este un aparat de bărbirit.
Taică-miu are unul la fel și nu mă lasă niciodată să mă ating de el. Da, și al meu face la fel. Deci zici că ar fi cine știe ce pericol. Ce-ar fi să ne bărbierim și noi ca bărbații? Să vedem cum e. Ai nebunit, noi suntem fete. Da, suntem fete, dar aici la club putem face ce n-avem voie să facem acasă. Ai dreptate, până la urmă și eu sunt curioasă să văd cum merge treaba asta cu bărbieritul. Ce mare scofală! Eu nu cred că este o idee bună. Unele chestii sunt chiar periculoase. Dacă ți-e frică, n-ai decât să stai deoparte și să ratezi experiența. Și ne dăm și cu o cremă din asta pufoasă. Și ce frumos miroase! Acum îi înțeleg pe tați. Bine, m-ați convins. Hai să vedem cum este. Cam acră. Așa e vitamina C. Acum să încercăm niște faringosept. Altă viață. Un gust dulce, amărui. Ți-am zis eu că e bună ideea. Ai mine nu mă lasă niciodată să pun mâna pe păsări. Și sunt curioși ce efecte au. Da, și eu eram fascinat de culorile pastilelor. Și m-am întrebat mereu, ce gust au? Te servesc cu aspirină, stimată. Blea! Cam amară asta. Da, nu toate sunt gustoase. Să vedem ce mai avem acolo. Somnifer. Te servesc cu un pui de somn. Păi după amiază avem ore. Lasă, ne trezim până atunci. Pun ceasul să sune. Nu știu ce să zic. Sau să încercăm pe altcineva să vedem cum e. Corect, dar cine ar accepta să înghită un somnifer fără niciun comentariu? N-are decât să comenteze că vrea el chip, chip, chip. Problema e că uite cât de mare e pastila asta și nu-i încape în gură. O să arată pe bucățele. Păi uite că nici nu-i place. Da, trebuie să o administrăm ca la găin. Îl pisăm și îl punem în apă. Hai, frământă mai cu energie, că avem mult de lucru. Da, și-aș vrea să gustăm cozonacul înainte să plecăm la școală. Frate, ăsta mai adorme odată sau nu? Poate au efect de la oameni. Nu cred, un vecin de-al meu dădea câinelui ca să nu mai latră noaptea la lună și funcționa. Dar nu înțeleg, pentru că m-am prins! El nu bea tot apa, așa că nu ia toată doza. Corect, trebuie mărită doza. Cred că trebuie să le punem pe toate. Zahăr pudră pe deasupra. Ce am pus eu adineauri. Deci intra cuptor în sfârșit. Mult de muncă pentru un cozonac. Acum înțeleg că pe maică mea de ce cumpără din comerț și de ce lui tatica a frământat toată ziua. Plecăm înainte să ne vadă careva. Stai să lungi stanele. Voi unde a stat până acum? Dar chiar, am vrut să intru și eu la toaletă, dar tot timpul era ocupat. Am avut și noi niște treabă, ce vă interesează? Și ce cu baticurile alea? Păi, e mai complicat. Haideți că nouă ne plac lucrurile complicate. Așa se poartă acum. Da, e ultima modă, să nu ne recunoască lumea.
Cred că știu ce se întâmplă. Vărsat de vânt. Aolo, epidemie. Terminați fricoaselor, nu e niciun vărsat de vânt. Atunci ce e? Nu e treaba voastră și nu e vărsat de vânt. Haideți ieșim. Unde vă duceți? La școală. Păi mai e până ce pe moarele sau vreți să îmbolnăviți toată școala de vărsat de vânt? Nu toată școala, ci numai pe voi două. Gata cozonacul! Toată lumea să servească cât de cald! Și ține și de foame! Unde sunt Bianca, Ana și Alexia? Nu știu, au stat în baie toată ziua. Trebuie să-i găsim și să-i izolăm. Urgent! Frate, ăsta mai adoarme odată sau nu? Zici că i-am dat energizante, nu somnifere. Hai, papagalule, adorm și tu odată, te rugăm, că ce altfel ne-a somnul pe noi. Ia, hai că e gata. În sfârșit era și timpul. Voi ce căutați? Bianca, pe Ana și pe Alexia s-au ascuns pe aici? Aici nu e nimeni în afară de noi. Am cotrobăit peste tot. Înseamnă că au scăpat din club și acum răspândesc vărsatul de vânt. Aoleu, vărsat de vânt e grav. Da, dar eu am avut deja, așa că pentru mine nu este așa de grav. Ce aici? Gata cu zanacul, toată lumea să servească cât de cald. Serviți și voi, aia e și delicios și avem pentru toată lumea. E bun? Ce-i cu ăștia? Trezirea fraților, încep un relacuș. Mie mi-e cam somn. Ce se întâmplă de dorm toți? O fi de la vărsat de vânt, dar nu cred. Auzi, tu unde ai pisat somniferele alea? Cum unde? În bucătărie. Și ce altceva se mai făcea în bucătărie? Cozo, aoleu, se făcea cozo. De la școală? Nu, cred că a ajuns înaintea noastră și ne așteaptă în clasă. Corect! Hai să mergem și noi! Aoleu, ce-i asta? Să nu spică! Ba da, am uitat că astăzi se fac pozele pentru panoul de onoare și legitimație. Haideți mai repede că după voi stăm! Unde sunt ceilalți? Nu știm, dar noi nu suntem pregătiți. Hai că nu stă fotograful după voi! Luați loc pe scaun și dați-vă jos baticele alea. Jos baticele, am zis! Avem vărsat de vânt. Nu se vede în fotografie. Jos baticele și apoi la dispensar. Hai, hai, jos baticele! Ce e aia pe fețele voastre? Ce ați pățit? Ne-am bărbierit.